Se împlinesc 20 de ani de când România este membru NATO. Momentul a fost marcat printr-o ședință solemnă a Parlamentului. În contextul războiului din Ucraina, NATO a crescut numărul trupelor dislocate pe teritoriul nostru și a recunoscut oficial importanța strategică a Mării Negre, decizie pe care oficialii de la București au încercat să o impună și în trecut.